Bună seara, Moldova! Bună seara, moldoveni de pretutindeni! În seara asta vreau să vin în fața voastră cu o poezie. O poezie scrisă pentru femei, dar despre noi, bărbații. O poezie pe care sper să o ascultați, să vă placă și majoritatea femeilor și bărbaților să fiți de acord cu ce am scris eu în această poezie. Și sper că o să scriți comentarii sub această poezie, dacă sunteți de acord sau nu. Apropo, această poezie nu are denumire și vă rog frumos să lăsați în comentariile voastre și cam cum credeți dumneavoastră că s-ar putea denumit această poezie. Un ferm că poezia e scrisă de mine. Autor Eugeniu Brânțov. Denumirea o scriți voi. Deci, să începem. Eu nu înțeleg de ce vă pare că dacă noi bărbați suntem, noi suntem stânci și nu ne doare. Noi inimi, suflete, n-avem. Greșite amarnic, dragii mei. Le simțim și noi pe toate. Când suflet suntem ghiocei și avem o inimă ce bate. Da, noi poate n arătăm că ni greu, simțim dorere, dar în adâncul sufletului vrem din partea voastră mângâiere. Vrem o vorbă mai ferbinte, iubire în nopțile pustii, vrem uneori să ne alinte ca pe niște mici copii. Însă fiind toți parte bărbătească, de asta des ne rușinăm căci nu dorim ca partea femeiască să afle într-adevăr cum noi suntem. Iată de ce greșim întotdeauna. Și vinovați suntem în asta noi. Că noi dorindu-ne înțeleși, iubiți într-una, ne ascundem singuri sufletul de voi.